dimineața, mulțumesc domnule președinte de ședință. O lege inițiată de PNL reduce riscul incapacității de plată a primăriilor. Președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege inițiată de parlamentarii PNL, care va fi extrem de benefică atât contribuabililor persoane juridice, cât și autorităților locale în contextul economic actual. Actul normativ va contribui semnificativ la buna funcționare a sistemului fiscal autohton în sensul degrevării primăriilor de anumite poveri financiare de care erau responsabile. Practic, în prezent, foarte multe primării din țară au încasat impozit pe clădiri din partea anumitor entități economice, însă aceste sume s-au dovedit a fi nejustificate, fiind nedatorate în urma unor hotărâri judecătorești definitive. În această stare de fapt, societățile respective se aflau în imposibilitatea de a-și putea compensa creanțele datorate cu alte datorii la bugetul de stat, cum ar fi CASE, impozit pe venit. Singura lor posibilitate era de a acționa în instanță primăriile, care, în urma acestor procese, ajungeau în situații dificile de incapacitate de plată sau, în prag, de a le fi scoase la vânzare bunurile din patrimoniul public în vederea stingerii creanțelor respective. Intrarea în vigoare a acestei legi va sprijini esențial contribuabili persoane juridice să își achite datoriile fiscale, indiferent de natura acestora și de autoritatea care administrează creanțele prin compensarea acestora cu sume pe care le-au primit de la bugetele locale. Noua lege prevede că stingerea creanțelor este aplicabilă și pentru cele stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, anterioare intrării în vigoare a actului normativ. Inițiatorii liberale ai acestei reglementări legislative au urmărit acordarea unor beneficii concrete în favoarea factorilor implicați. Această lege elimină riscul la care erau expuse autoritățile publice locale și centrale în ceea ce privește întârzierile la plata datoriilor fiscale și a penalităților aferente. Nu în ultimul rând, intrarea în vigoare a noii legi va conduce la dinamizarea eficienței sistemului public în ceea ce privește colectarea și gestionarea obligațiilor fiscale. În concluzie, prin intrarea în vigoare a legii, primăriile care se confruntă cu astfel de situații delicate scapă de riscul plăților eșalonate ale creanțelor și, de asemenea, de amenințarea unei iminente incapacități de plată. Deputat PNL, Elena Hărătău. Mulțumesc!